Sebi, mai în stânga. Sebi! Bă, nu, bă, nu, nu, așteaptă ce ce o tine. Încalți eu, mâncat. Dar cine? Păi eu din gastoriu. Strâmb-te-o în casă. Privește-l așa, Tandru. Leagă-i la spate. Nu ai ce căuta aici, ieși afară. Păi aici stau doar doi băieți, ieși afară, te rog frumos. Bă, așa să faci fraiere, nu mai râde. Râde acum, că jos. Nu, dracu, că nu avem acum. Mamă, n-are lipitoare aici. Stranger? Bă. L-am adus un pic. De ce trebuie? Te oferi la soțul? Stop cadru! Andrei, Andrei. E de pe trebuie. Da, gol.
Thank you.
ritual. Și ai zis toate din ființă, ființele, ființe, ne rugăm pe tine, te rugăm pe roaba ta aceasta, Alexandra, pe care ai cântuit în gloria ta. Curățește tot păcatul, toată întregirea care vine din biserica ta cea sfântă, să vrecească și o să-mi da se mărtășe cu sfântele tale. Că bun și lui tot de oameni, să-ți înțelegi slavă, dăță Tatălui și Fiului Sfântul Sfântul, Tatăl și Fulurea și Fiului Sfântul Sfântul. Doamne, Dumnezeul nostru, care ai venit în lume pentru mântuirea mea, părăbănesc plinul și la oameni ta aceasta. Domnule, ridicește pe ea din rugăciune, cinstite preoții, să-ți pătească Sfântul Bucurucească și Sfântul Ta, să intre în casa slavei tale și obrâncește să pătășească Sfântul Sfântul Sfântului Tău. Spală-i tirăciunea Duhului și necurățirea sufletului la plinirea celor patru zi. Ca învrednicitul să intra în biserica ta cea sfântă să se lăbească împreună cu noi, prea sfânt numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Acum și pururea și obrâncește de pe care s-a mărincit, a scăpat către numele Tău cel Sfânt, a se păzit sub acoperul mântuarilor Tale, depărtează de la dânsul înșelăciunea cea veche și umple fel de credința cea într-o tine de nădejde, de dragoste, ca să cunoască că Tu ești unul Dumnezeu, Dumnezeu adevărat și unul născut este Fiul Tău, Domnul nostru, Iisus Hristos și Duhul Tău cel Sfânt. Dă-i lui să umble toate poruncile Tale și le plăcute Ție să păzească, te va face omul de oate prin trânsele. Scrie-l pe dânsul în cartea vieții tale și împreună cu turma moștenirii tale, ca să prea slăvească de dânsul numele Tău cel Sfânt, al iubitului Tău Fiu, al Domnului nostru, Iisus Hristos și al Duhului Tău celui de viață, Făcător, să fie ochii Tăi căutând totdeauna cu milă spre El și urechile Tale să asculte glasul rugăciunii Lui. Veselește pe El în lucrul minilor Lui și în toreamul Lui, ca să măturisească Ție, închinându-se în numele Tău cel mare și prea înalt, să Te laude pururea toate zilele vieții, că pe Tine Te laudă toate puterile cerești. Și a Ta este slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceartă-te pe tine, diavole, Domnul cel ce a venit în lume s-a sălășluit între oameni, ca să stur pe tirania ta și pe oameni să-i zbăvească cel ce pe lemn puterile cele potrivnice a biluit, soarele întunecându-se, pământul clătinându-se, ormintele deschizându-se, trupurile sfinților sculându-se, care a zdrobit cu moartea pe moartea surpată cel ce avea stăpânirea morții, adică pe tine, diavole. Jură-te cu numele lui Dumnezeu care arăta pomul vieții și a rândit herubin, sale de foc ce se întorcea de-l străjuia. Cutremură-te și te depătează că te jur cu numele aceluia care umbla ca pe usca pe valurile mării. A cetat viforul vânturilor a cărui căutătură seacă adâncurile groaza lui topește munții. Ca acela și acum îți poruncește pe noi, temetiește, depătează de la zidirea aceasta. Nici să nu te întorci, nici să te ascunzi în el, nici să-l întâmpi pe el, nici să lucrezi împotriva lui nici noaptea, nici ziua, nici dimineața, nici la amiază. Ci te duni iadul tău până în ziua cea mare gătită judecății, temete de Dumnezeu, ce ceșade pe ruvin caută spre adâncuri, de care se cutremură în cerii arhanghelii, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimice cui mulți, seravimice cu câte șase ani, de care se cutremură cerul, pământul, marea, toate câte sunt în ea. Ești depărtează de la cel însemnat nou ales ostaș al lui Hristos, Dumnezeul nostru, că te jur cu numele Celui care umblă pe aripile vânturilor și face pe îngerii să-i ducuși pe slujile sale pară de foc. Ești depărtează de la zidirea aceasta cu toată puterea ta, cu toți slujitorii tăi, și să vrea slăvi numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Te lepezi Satana și de toate lucrurile Lui, de toți slujitorii Lui, de toată slujirea Lui și de toată trufia Lui. Mă lepăd de Satana. Te lepezi de Satana și de toate lucrurile Lui, de toți slujitorii Lui, de toată slujirea Lui și de toată trufia Lui. Mă lepăd de Satana. Te lepezi de Satana și de toate lucrurile Lui, de toți slujitorii Lui și de toată slujirea Lui și de toată trufia Lui. Mă lepăd de Satana. Te-ai lepădat de Satana. Mă lepăd de Satana. Te-ai lepădat de Satana. Mă lepădat de Satana. Te-ai lepădat de Satana. Te unești cu Hristos? Te unești cu Hristos? Te unești cu Hristos? Te-ai unit cu Hristos? Pământul și crezului, crezului,
ca unui împărat și Dumnezeu. Da, și crede. Cred într-un Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, Văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat născut, iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, s-a pogorât din cerul și s-a întrupat din Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, ce a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scriptură și s-a înălțat în ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Mărturisesc cum botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vină. Amin. Te-ai unit cu Hristos, și crezi din credul Lui ca un împărat și Dumnezeu. Te-ai unit cu Hristos, și te închin, Tatălui și Fiului și Sfântului. Treimei cele două. Binecuvântat este Dumnezeu, care voiește ca toți oamenii să mântuiască la cunoștința adevărului să vină, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru pace de sus, pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pace toată lumea, pentru bunăstare Sfintelor lui Dumnezeu, biserici, pentru unire tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se arate apa aceasta izgonitoare din toată mântuiala vrăjmașilor, celor văzuți, celor nevăzuți, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea, cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, Sfântuna noastră de Dumnezeu, născătoare și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe noi înșine și unii pe alții, toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Fie Doamne! Mare ești, Doamne, minunate sunt lucrurile Tale, niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Mare ești, Doamne, minunate sunt lucrurile Tale, niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Mare ești, Doamne, minunate sunt lucrurile Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Tu însuți, dar iubitorule de oameni, împărate, vinu și acum din pogorârea Sfântului Tău Duh și sfințește apa aceasta. Tu însuți, dar iubitorule de oameni, împărate, vinu și acum prin pogorârea Sfântului Tău Duh și sfințește apa aceasta. Tu însuți, dar iubitorule de oameni, împărate, vinu și acum prin pogorârea Sfântului Tău Duh și sfințește apa aceasta. Harul izbăvirii, binecuvântare, iertanului, totuia, izvote, nesincăciune, hate, înviere, vindecare, de bot, diavolilor, chire, de puterile cele potrivnică, neatinsă, să fugă de la iapisma și zidirii Tale, că ai chemat, Doamne, numele Tău cel minunat, slăvit și pricoșător pentru cei potrivnici,
să se zdrobească sub semnul chipului crucii tale toate puterile cele potrivnice. Să se zdrobească sub semnul chipului crucii tale toate puterile cele potrivnice. Să se zdrobească sub semnul chipului crucii tale toate puterile cele potrivnice. Să se depărteze de la noi toate puterile cele din văzduc și nearătate, să se ascundă la pacea statul în cel întunecat. Rugămâneți, Doamne, să se pogoare la acesta care se botează cu viclean, care aduce plecare gândurilor, tulburare cugetului, ci tu, Doamne, ca toate. Arată apa aceasta, apă de izbăvire, apă de sfințenie, curățire trupului, sufletului, deslegare legăturilor, răcare păcatele, baie nașterii de-a doua înnoire, trupului, arde, miere, îmbrăcăminte de nestricăciune, izbor de viață. Că tu ai zis, spălați-vă și vă curățiți, scoateți vicleșugurile din sufletele voastre. Tu ne-ai dăruit nouă de sus a doua naștere prin apă și prin Duh, arată-te, Doamne, în apa aceasta și de acestuia care se putează să se schimbe prin ea, să le vede pe omul cel prestricat de poftele înșelăciunii să îmbrace în cel nou care este noi după chipul zidorului său, ca venind împreună să fie cu asemănarea morții tale, prin botez să facă rupta și fierii tale, păzind darul Sfântului Dumnezeu sporind așezământul Harului să ia plata chemării celui de sus, că ție se cuvine toată slava, puterea, cinstea și chirăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și veci vecilor. Binecuvântat este Dumnezeu care luminează, sfințește pe tot omul care vine în lume. Acum și pururea și veci vecilor. Se unge robul lui Dumnezeu David Andrei cu îndelemnul bucuriei în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Să asculte glasul rugăciunii tale, mâinile tale m-au făcut și m-au zidit ca să umble pe căile tale. Se botează robului Dumnezeu David Andrei în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin. Acum și bunea, în veci vecilor. Pecetea darului Sfântului Duh, pecetea darului Sfântului Duh, îl spune. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea. Și Tatălui și Fiului Sfântului Duh,
acum și pururea și vece vecilor, amin. Doamne, Și tata, e tata, mă, e tata, e tati, e tati, suntem cu tati, da, e tati cu noi, e tati cu noi, da, mama, da, oh, mama, îngerdașul meu, îngerdașul, îngerdașul, mama, tata, ești perfect, te duci la bun, ești și bun, e mama, îngerdașul, mama, iubire, gata, mama, gata, mama, iubire, gata, puiul meu, gata, e tata, ești cu noi, da, e tata, gata, da, mama, da, 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 gata, gata, te duci la bine, iată. În ordinea care sunt, o să te bucur la mâna să Christos was ucenici au mers în Galileea la muntele unde le-a poruncit lor Iisus și văzându-l s-au închinat lui ei care se îndoiseră și apropiindu-se Iisus le-a vorbit zicând, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, drept aceea mergând de bățați toate neamurile, botezându-le numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă și iată eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Miluiește, după mare plăcă, rugămâne ție, auzi-ne și ne miluiește. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că ne rugăm pentru acest nou botezat, robului Dumnezeu, David Andrei, pentru sănătate și mântuirea lui. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că ne rugăm pentru robii lui Dumnezeu. Alexandru și Andrei, nașii lui, care au primit pruncul acesta, pentru sănătate și mântuirea lui. Doamne, miluiește, miluiește, Doamne, miluiește. Miluiește și viitor de oameni, Dumnezeu este slavă, înălțăm Tatălui și Fiului Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiule Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Să-și te rog, Dumnezeu.
și purul Fecioară Maria cu toți sfinții să o pomenim. Acum și bunurea și în vecii vecilor.
și aceea din Cana Galilei Domnului să ne rugăm. Pentru ca să li se dea lor viață cumpătată, naștere de prâșcu spre folos Domnului să ne rugăm. Și purure Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Legiuitorul nunții celei trupești, păzitorul nestricăciunii, chivenisitorul cel bun al celor de trebuință vieții, însuși stăpân e cel ce din început ai zidit pe om și l-ai pus pe dânsul ca pe un stăpân al făpturii și ai zis, nu este bine să fie omul singur pe pământ să-i face lui ajutor din trânsul și unduna din coastele lui ei zidit femeie pe care văzându-o Adam a zis, iată, mos din oasele mele, trup din trupul meu. Aceasta se va numi femeie, căci din bărbatul său s-a luat ea. Pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Și acum, Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, trimite harul Tău cel ceresc peste robii de aceștia, Alexandru și Florentin Alexandra și binecuvintează pe tătiși. Și te roagă tale acestea să plece toate bărbatului său și robului tău acestea să fie ca femei, ca să viețuiască după voia ta. Binecuvintează pe dânsii, Doamne Dumnezeul nostru, precum a binecuvântat pe Avram și pe Sara. Binecuvintează pe dânsii, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca. Binecuvintează pe dânsii, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Iacob și pe toți patriarhii. Binecuvintează pe dânsii, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Iosif și pe Asineta, păzește pe dânsii, Doamne Dumnezeul nostru. Precum ai păzit pe noi împăratul, păzește pe dânsii, Doamne Dumnezeul nostru. Precum ai păzit pe Iona pântecele chitului, păzește pe dânsii, Doamne Dumnezeul nostru. Precum ai păzit de foc pe sfinții trei tine, trimițându-le lor rodice. Să vină peste dânsii bucuria aceea pe care a avut-o fericita Elena când a aflat cinstita cruce. Adu-ți aminte de dânsii, Doamne Dumnezeul nostru. Precum ți-ai adus aminte de Enoch, de Sem și de Ilie. Adu-ți aminte de dânsii, Doamne Dumnezeul nostru. Precum ți-ai adus aminte de sfinții de 40 de mucenici, trimițându-le lor până din cer. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeul nostru, de părinților care i-au născut și i-au crescut. Pentru că rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeul nostru, și de nașilor și de nuntașii care s-au adunat la sfârșirea acestei sfinte taine. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeul nostru, de robul Tău Alexandru și de roaba Ta Florentina Alexandra și binecuvintează-te dânsii. Dă-le lor roadă pântecelui prunci bun, bună înțelegere sufletească și trupească. Înalți-i pe dânsii ca cedrii Libanului, ca o vie odrăslită, dă-le lor roadele pământului, ca toată destularea vânt să sporească spre tot lucru bun și neplăcuție, să vadă pe fiii fiilor lor ca niște mlădițe tinere de măslin împrejurul mesei lor și bineplăcând înaintea ta să rălucească ca luminătorii pe cer în tine Domnul nostru, care se cuvine puterea, slava, cinstea și chinăciunea
Tatălui și Fiului Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Care din țări n-ai făcut pe om și din coasta lui ai făcut femei și ai însoțit-o lui spre ajutor, pentru că așa a plăcut slavei tale să nu fie omul singur pe pământ. Însuși-te și acum, stăpâne, de mâna ta din sfântul tău locaș și unește pe robul tău Alexandru cu roaba ta Florentina Alexandra. Pentru că de către tine se însoțește bărbatul cu femeia, unește pe dânsi într-un gând, încununează într-un trup, dăruiește-le lor roate celui dobândire de prunt și bun. Asta este stăpânirea și asta este părăția, puterea slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Alexandru cu roaba lui Dumnezeu, Florentina Alexandra, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună roaba lui Dumnezeu, Alexandru cu roaba lui Dumnezeu, Florentina Alexandra, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună roaba lui Dumnezeu, Alexandru cu roaba lui Dumnezeu, Florentina Alexandra, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se cunună robului Dumnezeu Florentina Alexandra cu robului Dumnezeu Alexandru, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cu robul lui Dumnezeu Alexandru, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună robul lui Dumnezeu Florentina Alexandra, cu robul lui Dumnezeu Alexandru, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Precum și Hristos este cap bisericii.
trupul său, al cărui mântuitor și este, și precum biserica se supune lui Hristos, așa și femeile bărbaților lor într-un totul. Bărbaților, iubiți pe femeile voastre, după cum și Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ca, pentru ea, ca să o sfințească, curățindu-o cu baia apei prin cuvânt și ca să o înfățișeze țieși biserică slăvită. Dar din pată sau zbârcitură, ori altceva de acest fel, și ca să fie sfântă și fără de plicată. Așadar, bărbații sunt datori să-și iubească femeile ca pe însăși trupurile lor. Cel ce-și iubește femeia pe sine se iubește, căci nimeni vreodată nu și-a urât trupul său, ci fiecare îl hrănește și îl încălzește, precum și Hristos biserica. Pentru că suntem mădulare trupului lui, din carne lui și din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup. Taina aceasta mare este, iar eu zic în Hristos și în biserică. Astfel și voi, fiecare așa să-și iubească femeia ca pe sine însuși. Iar femeia să se teamă de bărbat. Pace ție, genitorule! Sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către dânsul, nu mai au vin, iar Iisus i-a răspuns și ne privește pe mine și pe tine, femeie, ceasul meu n-a venit încă. Mama lui a zis și lor ce slujeau să faceți ceea ce vă va spune, și erau acolo 6 vase de apă, făcute din piatră, puse pentru curățirea leilor care luau câte 2 sau 3 vedre. Și Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă și ei le-au umplut până sus. Apoi le-a zis, scoateți și aduceți nunul lui. Și i-au adus și când nunul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, dar slujitorii care scoseseră apa știau, a strigat nunul pe mire și i-a spus, orice om pune întâi vinul cel bun și când au băut bine mesenii, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și s-a arătat slava sa. Și-au crezut întrânsul ucenicii să-i amină. Pe noi, stăpâne, cu
Îndrăznire, fără de o sândă cu de zâma, te chema pe tine Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice... Să zicem cu toții în rugăciunea Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie părăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. Că Ta este curăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Ta și ai zidit lumea și ai înfrumusețat cu luna tuturor celor făcute de tine. Și acest pahar de obște pe care l-ai dat celor care se însoțesc prin unirea nunții, binecuvintează-l cu binecuvântare domnicească. Că s-a binecuvântat numele Tău să preslăvim Împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Thank you.
binecuvântat să fii ca Isaac, să te mulțești ca Iacob, umblând în pace și lucrând de dreptate, poruncile lui Dumnezeu. Oh,
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne păzește pe noi. Bucurie mare cuprinde sufletul nostru astăzi, pentru că acești doi tineri frumoși au hotărât să treacă pragul bisericii, să unească înaintea lui Dumnezeu dragostea dintre ei doi. Am asistat poate la una dintre cele mai frumoase slujbe ale bisericii, Taina Sfintei Comunii, unde am văzut noi acolo, atât rugăciunile, cât și cântările, înțelept au fost alese pe Sfinții Părinți. Și într-una dintre rugăciuni spuneam noi, primește, Doamne, în Împărăția Ta, luminile lor. Pentru a înțelege cuvintele acestea, ne întoarcem în istorie și vedem că purtau cununi sau coroane cei care se făceau vrednici de cetățenie, fie învingătorii din războaie, fie împărați sau regi. Astăzi și voi sunteți vrednici să fiți soți și soții. Biserica lui Hristos, împreună cu nașii dumneavoastră și cu nașii. Vă recunosc această vrednicie de a fi soți și soții. Niciodată să nu uitați jurământul pe care l-ați făcut atunci când ați pus mâinile pe Sfânta Evanghezie și pe Sfânta Cruce, că veți păzi dragostea dintre voi curată, dreaptă și cinstită până la urmă. În viață o să avem parte și de pute. De aceea vă rog ca atunci când poate un moment de încercare de a vă să nu arăți nițiva părinții și de oameni de pe ei să subiectii și vă ține cântul. Mergeți la nașii noștri care sunt părinții spirituali, din această zi și vă să vă dăm sfatul care să vă puneți și nu în ultimul ultimul rând vă dau un sfat pe care și eu acum nașii, nuntașii, tot de sănătate. Bucurați!